pasionat de aeronautică. Un român din Suceava și-a construit la aerodromul din Frătăuți propriile avioane cu care zboară. După ani și ani de muncă, pilotul Daniel Mitric și-a văzut împlinită dorința și încearcă să-i convingă pe cât mai mulți dintre români să piloteze aeronavele pe care el însuși le-a construit. Eram în clasa, știu eu, 8-a, 9-a, 10-a, că mi-a venit o idee să-mi construiesc din șindrile ceva aripi, să-mi dau drumul eu de pe un anume deal, să zbor până jos. Era pe timpul lui Ceaușescu, nu era posibilitate să ai așa ceva. Dar în momentul când am zburat prima dată, mi-a plăcut și una și alta. Când ești sus acolo, ești liber, ca pasărea cerului. Devenit de ani buni profesorul piloților suceveni, Daniel Mitric povestește cum în tinerețe era cuprins de spaimă când trebuia să zboare cu avionul. Până la 30 de ani am zis că niciodată nu voi desprinde picioarele de pământ ca să mă sui într-un avion chiar de linii. Pe la 30 de ani am făcut primul zbor în Spania. Mi-am luat două pastile de rău ca să mă pot sui în avion. El, care se temea tare de avioane, a ajuns acum să construiască avioane, să fie unul din cei mai buni piloți și mă mândresc cu lucrul ăsta, să știți. Tehnologia a avansat atât de mult în momentul de față, de la Revoluție încoace, având acces la atât de multe informații pe piață, pe internet, peste tot. Românii au început să-și construiască avioanele, chiar și în hangarele lor. Firme s-au făcut pentru a ansambla avioane, pentru că asta se practică în momentul de față, ansamblarea avioanelor. După Revoluție am avut servis de mașini profil străine. După Revoluție mașinile străine au intrat în țară și nu prea era unde să le repar și m-am profilat pe reparații mașini străine. În contextul în care trebuia să mergi la anumite lansări de mașini cu toată echipa, trebuia să zbori și așa mi-am învins frica de zbor. Aviația a căutat în permanență după aceea recorduri. Să ajungi să zbori la 3 Mach, de 3 ori viteza sunetului, e ceva extraordinar în sine. Florin Călin Păun este considerat unul dintre cei mai buni cercetători de tehnologie aeronautică din Franța. A fost director adjunct pentru inovație la Oficiul Național de Studii și Cercetări Aerospațiale al Franței, iar acum este expert și evaluator european de proiecte în inovație aeronautică. Are toată expertiza necesară pentru a explica lumii cum ar fi existența noastră fără aviație. Fără aviație n-am avea dezvoltarea economică pe care o avem acum. Mă explic. Capacitatea omului de a se deplasa și a-și deplasa mărfurile și produsele au făcut dezvoltarea unei societăți. De la romani. Vedem la noi în țară care este situația cu circulația. Din zi în zi este mai greu de circulat. Statul român nu mai face nicio autostradă și ne-am hotărât noi să facem autostrăzi noastre pe sus. Sunt pilot, am un business și de multe ori trebuie să alerg dintr-un capăt de țară în celălalt. Ca să merg cu mașina pierd o grămadă de timp și risc oricând să rămân fără permis de conducere. După aia vă dați seama ce urmează pentru un administrator de firmă care nu are permis. În ultima perioadă chiar s-a dezvoltat și au crescut numărul de avioane ultraușoare, semnificativ. Dacă prin 2010, din câte știu eu, erau cam în jur de 200 de avioane ultraușoare în România, în Italia erau 10.000 atunci. Acum deja sunt peste 500 de avioane ultraușoare înmatriculate în România. Spre asta se tinde, deci vedeți și pe străzile României, deci au rămas aproape cele străzi în România. Sus, în aer, mai este loc încă. Și toți, să mergi până la București, cu un avion în Dunăză, faci 2 ore și ceva.
cu mașina la traficul care îl avem face 8 ore. Pasiunea socrului meu, Daniel Mitric, pentru avioane nu este doar de a pilota avionul. Este chiar și în a-l face, în a-l repara, în a se uita la el, a se vedea de ce aripa e așa, de ce motorul e așa, hai să vedem alte tipuri de motoare. Chiar și în momentul de față nu suntem numai la un singur tip de motor, avem vreo 3 tipuri de Rotax. Daniel este unul din primii piloți care au zburat în această zonă a țării. Eram tânăr și era Trelea, Sorin, el a fost pionierul aviației aici în zonă. Daniel a devenit a doilea pilot care și-a luat un avion și astfel a început nebunia. Toată lumea își imaginează că pilota un avion este ca și cum ai merge pe lună. Deci nu este adevărat. După al doilea avion, mi-a căzut cu tronc, să-i spun așa, un avion care se cheamă Zlin Savage, care are aterizări foarte, foarte scurte. În România nu sunt atâtea aerodromuri amenajate să poți ateriza cu avioane ultraușoare de viteză, cu roți mici și... Atunci am zis că Lin Savage este un avion care aterizează și pe un teren mai puțin pregătit și mai scurt. Când zburam în afară, din, știu, 50 în 50 de kilometri, vedeai un aerodrom sub tine. Acum au apărut și în România multe aerodromuri private. La ora actuală, Daniel este, cred că, printre singurii constructori de avioane din țară. Știu că l-am îndemnat foarte mult, Daniele, tu talentul care îl ai și pregătirea profesională care o ai, te-ar prinde foarte bine să faci niște avioane. El a tăcut și într-o seară mă cheamă la el, hai să am după la mine să arăt o surpriză. Vai, când l-am văzut, avea o aripă de avion, cum ați văzut dumneavoastră, parcă era un arici cu nituri și mi-a arătat o ladă cu nituri, spunând, când termin aceste nituri, va fi și avionul gata. Tehnologiile cele mai avansate le veți găsi întotdeauna în aviație, pentru că e drept că nu suntem făcuți să zburăm. Și pentru a zbura trebuie să învingi gravitația, care este o forță universală a Universului. Pentru a o învinge, îți trebuie materiale cât mai ușoare posibile, dar și cele mai rigide. Îți trebuie propulsie foarte puternică, dar foarte ușoară. Motorul nu trebuie să cântărească mult în comparație cu ce putere îți dă. Oamenii de afaceri au sesizat oportunitatea transportului pe sus, nu pe jos, datorită timpului, bineînțeles. Dar timpul are legătură strict cu infrastructura. Neavând infrastructură terestră normală, și aici nu mă refer doar la străzi, autostrăzi, dar nici pe parte de infrastructură feroviară, și atunci oamenii cu dare de mână se duc cu avionul, indiferent că o fac cu cel de linie sau chiar cu ultraușor, unii din ei fac școală, își cumpără avion, se transformă din om de afaceri și în pilot și atunci își folosesc avionul ca pe mașina personală, ducându-se peste tot în România, ba mai mult, deja se duc în toată Europa. Am pilotat, să spun așa, aproximativ vreo 30 de tipuri de avioane. M-am gândit să fac și în România un avion de la zero. El a zis, hai să vedem ce facem. Am început cu Zlinul de la Savage, cu Shokabu, am început cu Clasicul și zburând în fiecare zi cu el a zis, trebuie să fac și pe alții să se bucure de ele, să le arăt ceea ce înseamnă avion. Și a început să construiască, să le ansambleze la aerodromul Frătăuț. Și ulterior a zis, hai să mai mergem, ca astea fiind avioane cu roată pe spate, roată de bechie, cum spunem noi, hai să vedem alte tipuri de avioane. Și a început el practic cu BRM, cu Land Africa și Citus.
Există în România un timp foarte lung până ajungi ca să poți omologhezi un avion și să trece prin foarte multe faze. Eu, având deja o vârstă, am stat și m-am gândit și atunci am zis că nu eu chiar un avion de la zero. De asta am ales BRM Land Africa și BRM Sitius. Fiind un avion proiectat și realizat de către ei în formă de kit, cu omologările respective deja obținute, am optat să le asamblez în România și să pot satisface dorințele viitorilor piloți. Construcția de avioane este un Lego pentru copii mari. Noi construim avioane. Deocamdată două tipuri, Sitius și Land Africa. Pe parcurs mai vedem. Sitiusul e ultimul care l-am terminat cu indicativul Yankee Romeo 5566. Toate avioanele românești sunt înmatriculate cu acest YR, iar aeronavele ultraușoare au și 4 cifre, iar aeronavele de categorie superioară au 3 litere. Noi nu putem spune YR, deci în comunicațiile radio e greu să vorbești în alfabetul fonetic clasic, A, B, C, D, și atunci există un alfabet aero care e internațional. Toți piloții din lumea asta trebuie să învețe alfabetul ăsta. Da, cam astea sunt piesele prelucrate, furnizorul nostru din Portugalia ni le livrează la comanda noastră. Depinde de modelul și tipul de avion și ce configurație are. Mai urmează 1000 de ore de muncă, 16.000 de nituri și la urmă nu credeam că de la fobia mea de a zbura acum vreo, știu eu, 30 de ani, ajung să-i fac chiar primul zbor. Este un oarecare, știu eu, risc la primul zbor. Riscuri sunt, dar încetul, încetul ne facem cât mai meseriași. Fratele este pilot, pilot de încercare, deci noi trebuie să fim foarte atenți. Orice greșeală e fatală pentru el și așa că controlăm de 10 ori, nu odată, și așa mai găsim mici greșeli la urmă, el vine și controlează tot. Toți au zis, ce faci? Ai adus o ladă de piese și ce faci? Te-a pus să le ansamblezi? A zis o problemă, este un puzzle și am încredere că îl voi face. Și așa a fost. Sitiusul este un avion bun și de drum lung, respectiv cu o viteză de croazieră de peste 180-190 de km la oră, are o cabină extrem de spațioasă, lucru care e avantajos la drumuri lungi, pentru că, în general, dacă stai 2-3 ore într-un scaun, nu e foarte interesant. Și acum ne desfășurăm activitatea la cote maxime, ca să zic așa, cu Yankee Romeo 5566, care îl folosim din plin la școală, respectiv între minim 2 și maxim 5-6 ore de școală pe zi. Greșeli care se pot face, de exemplu, nitul când îl pui sau când pui clecopinul, acestea sunt clecopinii care se fixează tabla pe aripă, se poate la prinderea clecopinilor și la întinderea tablei să nu pui clecopinul să-l bagi în gaura care trebuie, alăturea, să dai alăturea. Bun, noi controlând încă o dată și încă o dată, nu putem greși. Adică nu merge mai departe, nu se lovește mai departe dacă ai greșit ceva. Este al patrulea avion care îl construim. El necesită în jur de 1000 de ore de manoperă, vopsitorie, montaj, instalație electrică, avionică, motor, elice, tren de derulare și reglajele care intervin la testul de zbor. Este un oarecare, știu eu, risc la primul zbor, având în vedere că sunt o grămadă de componente care pot să ascundă un defect de fabricație și trebuie să-i faci testele de zbor, le faci în condiții mai severe decât un zbor normal și
toate reglajele care survin după primul zbor. Am o parabolă de la profesorul meu de calcul de structură și numai meu, a generații întregi de aeronavaliști români, și îl menționez pe domnul Blumenfeld. Spunea că la el nota este 0 sau 10. Pentru că dacă aveți șansa să vă urcați într-un nou avion, sunteți the lucky few. Haideți să intrați primii la bordul acestui avion și vă previn însă că inginerul care a calculat structura acestui avion a avut nota 9. Vă mai urcați în acel avion sau nu? Dacă el știe să calculeze structura de nota 9, nu de nota 10. Asta este esența aviației. Ori 10, ori nimic. Mă bucur că a început să fac aceste avioane foarte frumoase și el are un spirit deosebit de observație și un meseriaș deosebit în tot ceea ce face. Ați văzut ce a făcut la aerodrom. Era aici un câmp și un hangar de 2 bani. Se vede că este mână de gospodar și tot ceea ce face, face cu pasiune și cu profesionalism. În aripa aceasta se pune un rezervor, în cealaltă un rezervor. Mai are un rezervor suplimentar, deci rezervorul are 35 de litri pe aripă, deci 70 de litri, plus 13 litri suplimentarul, deci ajunge undeva la 70-80 de litri de benzină, consumând în medie undeva la 20 de litri. Dacă vremea nu este prielnică cu zborul, atunci cea mai bună calitate a pilotului este să știe să renunțe la zborul respectiv. Există o vorbă că nimeni nu s-a lovit de cer, numai de pământ, deci în general cu cât zbor mai sus, cu atât e mai sigur. Iar avioanele astea ultraușoare, practic cu motorul aspirat normal, este limitat undeva la 5.000 până în 4-5.000 de metri față de sol. Dar noi în general nu prea sărim de 2-3.000 de metri, pentru că de acolo de sus nu mai avem avantajul peisajului. Turnul pe pământ, ia chiar 1.5.5.6.7, a format rulajul la pista 1.7. Se aprobă vântul din 1.4.0 cu 3 noduri, QNH-ul la Frătăuți este 1.0.2.5, temperatura 23 de grade. Atunci când nu asamblează piese la noile avioane din hangar, Mihai Mitric dirigează aeronavele din turnul de control al aerodromului din Frătăuți, activitate care are drept scop principal evitarea ciocnirii între două aparate de zbor. Pentru a fi cât se poate de sigur că informațiile pe baza cărora se efectuează zborurile sunt complete și corecte, el are la dispoziție un sistem prin care se transmit toate datele meteo despre nori, presiune și vânt. Sunt mulți cărora le este frică de zborul la înălțime cu avionul, dar dacă vor veni aici la Frătăuți, vor face un zbor cu Daniel Mitric, care are și darul de a încuraja și darul de a explica toate condițiile de zbor și ce se întâmplă când zbor cu un avion. E sigur că le va trece această frică și parcă îi văd că vor veni aici să se facă și ei piloti. Una dintre probleme psihologice întâlnite în aviație este frica pasagerului și frica vine de la confinare în spațiu închis pentru claustrofobi și a doua frică pe care toată lumea poate fi atins este acele zgâlțieli pe care le simțiți uneori. Acelea vin de la turbulențele atmosferice, sunt vânturi care se foarfecă, așa se spune, deci aveți diferențe de vânt practic de sute de metri pe secundă între un strat și altul, avionul trece prin el și bineînțeles că se simte. N-avem ce face cu ele, ele există, sunt în natură. Nici mie ca pilot nu pot să spun că îmi place în turbulență, nu mă simt comod. Dar n-am nicio problemă, mă las legănat de avion și cu asta basta. Bineînțeles, până la un nivel. Dacă te joci cu natura, în general natura câștigă. Adică n-ai să zbori niciodată cu un avion într-o furtună sau sub nori care provoacă turbulențe foarte puternice. M-am gândit ca să găsesc o variantă pentru elevii care obțin licența de pilot ultralight,
să aibă variante de a-și cumpăra unul sau doi, trei piloți un avion pe care să zboare. Perspectivele de a se schimba ceva în țara noastră sunt foarte mici și îi încurajez pe cei tineri, mai ales, băieți, luați-vă avioane și faceți-vă piloți. Va fi o mare penurie de piloți în curând, în cei 50 ani care vor veni. Aviația se dezvoltă atât de repede, din punct de cerere, este un domeniu destul de conservator. Și e foarte bine, pentru că altfel nu v-ați urca în noile avioane. În caz de pericol, există niște coduri pe care le afișăm pe transponder. Transponderul e un aparat de la bord care transmite un cod către toate turnurile de control. Toată lumea ne vede cu codul respectiv pe radare. Ei, dacă în loc de codul care ni s-a spus să-l afișăm, avem trei coduri, 7500, 7600 sau 7700, afișăm unul din astea trei coduri, înseamnă că avem o problemă. Ori suntem ostatici, ori ne-a lăsat stația radio, ori avem o urgență, în funcție de probleme. Nu am avut nici cea mai mică emoție la primul avion, când am făcut primul test de zbor. Mă implic și verific toate elementele în mișcare de la un avion. Eu, acel care acum vreo câțiva ani în urmă, nici nu gândeam că am să desprind picioarele de la sol. Lucrăm cu o echipă de 6 persoane cu care le realizăm. Unii din ei și zboară. Avem acest aerodrom la Frătăuți, care este făcut la un standard care poate să ofere o aterizare chiar și la un avion mai mare, adică 1000 de metri de pistă cu balizaj, cu instrumente de apropiere PAPI. Probabil în 10 ani vom începe să vorbim să ținem un pilot care este asistat de inteligență artificială și de pilot automat. Și în momentul ăsta poate s-a rezolvat și penuria de piloți care vine. În hangarul aerodromului Frătăuți din Suceava se lucrează zi lumină. La primăvară vor ieși la zbor următoarele avioane asamblate de echipa pilotului Dan Mitric. Este posibil ca în următorii ani în România culoarele de zbor să fie pline de avioane asamblate bucățică cu bucățică în hangarele de aerodrom. Dacă până mai ieri, pentru mulți dintre români, acest vis a fost imposibil, pentru aviatorul Daniel Mitric, dorința de a-și construi propriul avion la el în curte a devenit realitate.